Criza politică de proporții în Peru. Actuala guvernare recunoaște că este una dintre cele mai grave situații din istoria statului, în timp ce manifestațiile care au cuprins țara s-au soldat cu 18 decese. În acest timp, 5.000 de turiști sunt blocați în celebra regiune Machu Picchu, după ce autoritățile au închis câteva aeroporturi, iar circulația trenurilor a fost istată. Protestele agresive din Peru au afectat serios statul sud-american. Aproximativ 5.000 de turiști sunt blocați la Machu Picchu, celebrul oraș templu Incaș, care atrage anual foarte mulți turiști, aflați sub patrimoniu global UNESCO. Cum trenurile spre și dinspre Machu Picchu au fost oprite, turiștii se află în imposibilitatea de a părăsi zona. Primarul orașului, Darwin Baca, a cerut ajutorul guvernului pentru a interveni cu câteva elicoptere care să scoată turiștii peruani, sud-americani, nord-americani și europeni. Aproximativ 200 de turiști au fost nevoiți să meargă 3 30 de kilometri pe jos până la Olantaytambo unde au fost preluați de câteva autocare. Aceștia vor întâmpina probleme și la părăsirea țării, deoarece protestele agresive au dus și la închiderea câtorva aeroporturi. Peru se confruntă cu proteste stradale grave după ce președintele Pedro Castillo a fost arestat pe 7 decembrie după ce a ordonat dizolvarea Parlamentului. Detenția sa preventivă de șapte zile a fost prelungită la 18 luni de către Curtea Supremă. Cetățenii au pornit manifestații stradale violente, cerând alegeri generale imediate și dizolvarea Parlamentului. Din Aboluarte, noul președinte din Peru se angajase să avanseze alegerile pentru a pune capăt demonstrațiilor, doi miniștri și-au dat demisia în urma protestelor agresive în care 18 persoane și-au pierdut viața.